Mândruța Chioveși nu crede că dosarul în care este vizată de secția specială de anchetare a magistraților este unul întâmplător. Hai că sunt cam multe coincidențe aici. Sunt 14 grade, 4 maximale. Atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis este rău și nu vrea să facem investiții, a spus cu puțin timp în urmă la Reșița șeful PSD. Totuși, socialdemocrații nu vor declanșa procedura de suspendare a lui Klaus Iohannis, spune Liviu Dragnea, pentru că, citez, nu mai vor scandal. Poliția au confiscat mai multe cântare, butelii cu gaz, 5 telefoane mobile și 2000